Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim! Fie n un număr natural, n mai mare decât 1, spunem că n este număr prim dacă are ca divizor doar pe 1 și pe el însuși, adică dacă mulțimea divizorilor săi este compusă din valorile 1 și n. Orice număr natural nenul, n mai mare strict decât 1, are ca divizor pe 1 și pe el însuși. Numerele prime sunt acelea care nu au alți divizori. Divizorii lui n diferiți de 1 și el însuși se mai numesc și divizori proprii ai lui n. Folosind acest termen, putem defini un număr prim ca fiind acel număr care nu are divizori proprii. Fie n un număr natural, nenul, n mai mare decât 1, spunem că n este compus dacă are și divizori proprii, adică dacă nu este un număr prim. De exemplu, numerele 2, 3, 5, 7, 11, 13 sunt numere prime, iar numerele 1, 4, 6, 8, 9, 10 nu sunt numere prime, toate în afară de 1 sunt compuse. O prima metodă prin care putem verifica dacă un număr dat este un număr prim constă în a determina numărul său de divizori proprii. O altă metodă, mult mai rapidă din punctul de vedere al timpului de executare, constă în identificarea divizorilor săi mai mici sau egal cu radical din numărul respectiv. Dacă numărul dat nu conține astfel de divizori, atunci el este un număr prim. Se utilizează variabila este prim, care primește prin inițializare valoarea 1 cu semnificația că, pentru început, considerăm că un număr dat este număr prim. Variabila a va parcurge șirul tuturor valorilor de la 2 până la radical din n și va verifica pentru valoarea curentă a variabilei a dacă aceasta este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la a este egal cu 0. În caz afirmativ, variabila este prim primește valoarea 0 și nu își va mai modifica această valoare. Dacă valoarea variabilei este prim rămâne la valoarea inițială egală cu 1, atunci mesajul afișat va fi da, cu semnificația că numărul n este un număr prim. Iar dacă valoarea variabilei este prim devine 0, atunci mesajul afișat va fi nu, cu semnificația că numărul n nu este un număr prim. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care suma cifrelor sale este un număr prim și mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 123, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul nu, iar dacă n egal cu 104, mesajul afișat va fi da. În programul prezentat, cu ajutorul instrucțiunii sin, se citește de la tastatură o valoare pentru variabila întreagă număr. Citirea va fi precedată de afișarea unui mesaj prin care i se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila număr. În variabila s se calculează suma cifrelor valorii variabilei număr. Variabila s este inițializată cu valoarea 0. Cu ajutorul structurii repetitive while se extrag repetat cifre din numărul dat și se adaugă la valoarea variabilei s. Se verifică dacă valoarea variabilei s este un număr prim. Variabila întreagă este prim va fi inițializată cu valoarea 1, cu semnificația că plecăm de la ipoteza că s conține o valoare primă. Dacă valoarea variabilei s este 0 sau 1, atunci valoarea variabilei este prim va fi 0, deoarece 0 și 1 nu sunt numere prime.
Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru identificarea posibililor divizori ai lui S mai mici sau egali cu radical din S. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui S la D este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui S și atunci valoarea variabilei S' devine 0. La finalul algoritmului se verifică dacă valoarea variabilei S' a rămas egală cu 1 și în caz afirmativ mesajul afișat de program va fi da, iar în caz contrar mesajul afișat va fi nu. La execuția codului, dacă în variabila număr se citește valoarea 12345, atunci mesajul afișat va fi nu. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei număr este 122, atunci mesajul afișat va fi da. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care oglinditul său este un număr prim și mesajul nu în caz contrar. Oglinditul unui număr este numărul scris cu cifrele numărului dat în ordine inversă. De exemplu, dacă e egal cu 21, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul nu, oglinditul lui 21 este 12, iar 12 nu este număr prim. Pentru o nouă execuție, dacă n egal cu 31, observăm că oglinditul va fi 13, iar mesajul afișat pe ecran va fi da. În programul prezentat, cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește de la tastatură o valoare pentru variabila întreagă număr. Citirea va fi precedată de afișarea unui mesaj prin care i se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila număr. În variabila oglindit se calculează oglinditul valorii variabilei număr. Variabila oglindit este inițializată cu valoarea 0. Cu ajutorul structurii repetitive while se extrag cifre din număr și astfel se determină oglinditul numărului inițial. Se verifică dacă valoarea variabilei oglindit este un număr prim. Variabila întreagă este prim va fi inițializată cu valoarea 1 cu semnificația că plecăm de la ipoteza că variabila oglindit conține o valoare primă. Dacă valoarea variabilei oglindit este 0 sau este 1, atunci valoarea variabilei este prim va fi 0 deoarece 0 și 1 nu sunt numere prime. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru identificarea posibililor divizori ai valorii variabilei oglindit mai mici decât radical din valoarea variabilei oglindit. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii valorii variabilei oglindit la D este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al valorii variabilei oglindit și atunci valoarea variabilei este prim va fi egală cu 0. La finalul algoritmului se verifică dacă valoarea variabilei este prim a rămas egală cu 1 și în caz afirmativ mesajul afișat va fi da, iar în caz contrar mesajul afișat va fi nu. La execuția codului, dacă valoarea variabilei număr este 21, mesajul afișat este nu, iar la o nouă execuție, dacă valoarea variabilei număr este 31, mesajul afișat va fi da. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care suma cifrelor sale impare este un număr prim și mesajul nu în caz contrar.
De exemplu, dacă n egal cu 123, se observă că suma cifrelor sale impare este 4 și atunci, în urma execuției programului pe ecran, se afișează mesajul NU. Pentru n egal cu 111, suma cifrelor sale impare va fi 3 și deci mesajul afișat va fi DA. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme care identifică numere prime.